De AX care face cât? 13. 13. Supra? Supra 13. Așa aș face 1. Da? Cum am găsit și primele părășelare. Iar Y va fi det de AY. Y de det. Supra det de A. Și egal cu, din nou, 13 pe 13. Și este egal cu 1. Aceeași pereche de numere, X-ul și Y, 1 și 1, se au găsit pe partea asta. Și la... Da? Deci, eu am fugit repede, am vorbit de sisteme lineare, da. Și acum au fost aici câteva metode. Metode a substituției, metode reducerii și această metodă, să zicem, prin determinanți. Da? Folosim determinanți. Da. Prin determinanți. Exact. Deci, dar puteam deodată, numai D de A, D de I, A, X, D de A, Y, fără să mai spun matricea coșină, dar am vrut să arăt și să-ți amintesc și ce înseamnă matrice. Da. E un tablou în care avem linii și coloane. Cu două, trei sau... N-are import. Ne dăm seama, nu neapărat pătratice, asta e o matrice pătratică, adică numărul liniilor egal cu numărul coloanelor. Dar numai matricilor pătratice li se pot pune, putem pune problema determinantului. Dacă avem o matrice cu trei linii și două coloane, aceea nu mai poate fi, mai putem vorbi de determinantul atașat. Ci determinantul se atașează mai matrice ori pătratice. Mai matrice și pătratice, lor ne putem găsi numărul acela, da? Valoarea numărului respectiv, numai matrice ori pătratice. Da. Și la cele cu 3 necunoscute, 3 ecuații, 3 necunoscute, cum ar fi fost asta? Putem aplica aceeași treabă. Putem aplica și aici, nu? Vrem da. Să încercăm și aici, da? Hai să vedem da. Cum facem. Deci propun să ne întoarcem la... Și în loc de X-ul nostru care e... X-ul va fi 0 de la 3-a... Sigur, la, ca poziția acolo când facem matricea, vom avea 0. Azi cât este în? Azi este în 8. Este 19. 19. 19. 02. 02. 28. Dictează în sistemul ceva de înainte. 2x plus y. 2x plus y. Minus 3z. Da. Egal cu 0. Da. A doua relație, minus x plus 3y plus 3y plus z da. Egal cu 3 da. Și 2y minus z 2y minus z egal cu 1 2y, să pun aici ca asta în dreptul da. 2y minus z egal cu 1 acesta este sistemul de 3 cu 3 da. Pe care tu, noi l-am abordat prin metoda aceasta a reduce, mi s-o pot un om mai ușor. Puteam tot atât de bine. Scoatem pe X aici și îl ducem aici. Sau din A. Cel mai bine cred că scoatem în a doua pe X
și ne ducem și locuim aici, x-ul acela în funcție de y și z, apropo de metoda substituției. Da. Deci mergeam și așa. Da. Dar mai la îndemână a fost metoda și a reducerii. Ne-a ajutat mai... Da, mai rapid a fost parcă. Și acum facem determinantul acest... Determinăm de A. Determinantul matricea. Atașăm, să zicem, matricea coeficientului, dar ție limpede ce înseamnă matricea coeficientului. Putem zice odată det, da? Da, da. Deci det, det, de A. De A. Și va veni 2 ori 3 dacă ori... Dacă acum e impropriu spus, cine e au? Ar trebui să-i spunem A este egal, să fie clar pentru toată lumea. A da, este matricea pe linii 2, 1, minus 3. Deci e bine să facem așa. Da, eu l-am făcut. Da, bun. Apoi? Minus 1, 3, da, 1. 3, 1. 0, da, 2 și minus 1. Și minus 1. Și atunci D de A? Va fi 2 ori 3 ori minus 1 și va veni minus 6. Aha, diagonala asta, da? Da, minus 6. Minus 6. Așa, plus... Dar trebuie să completăm, pentru că e 3 și 3. Aici sunt două metode. Se copie cele două linii de jos, se copie de desubt și facem diagonalele. Și apoi scădem diagonalele care vin invers. Și mai e metoda... triunghiului, pe asta nu prea am folosit-o, mai ușoară mi s-a părut metoda cu copierea celor două linii. Bun. Dar eu, pe aia de ordin 2 putem face, da? Aia de ordin 2, da. E diagonala principală minus secundară. Secundară. Da? Uite, am să încerc să dezvolt aici determinantul ăsta după prima coloană. Da. Adică, ca să dezvolt după prima coloană, trebuie să încep cu primul element. 2, deci egal cu 2, ori 2, ori 2, ori minus 1 la puterea, adunăm pe ce linie se află și ce coloană se află acest element. Se află pe linia 1 și coloana 1, 1 plus 1. Deci, se scrie da. Elementul și pe noi se spune pe ce linie și ce coloană se află el. Deci, am zis minus 1 la puterea 1 plus 1. Ok. Da? Ori, și tăiem linia și coloana așa spune. Asta nu știu. Da? Deci, se tai linia și coloana așa spune. Și rămâne un determinant mai mic. Complementul se numește. Ok. Și ori determinantul... Ori determinantul 3, 1, 2, minus 1. Fine, minus 1. 3, 1, lasă să scrie așa, ca să înțelegi. 2 și minus 1. Da? Da. Acum trec la următorul element. Eu vreau să fac asta pentru toate elementele de pe linia asta. Bine. De pe coloana asta. Te dezvolt după coloană, după prima coloană. Plus elementul care urmează, adică minus 1. Minus 1. Adică zic deodată plus minus 1, minus 1. Minus 1 ori, minus 1 ori, minus 1 la puterea, adun linia și coloana iarăși pe care se găsește acesta. Se găsește pe coloana 1 și linia 2. Linia 2, 1 și cu 2. 2. 1 plus 2. Ori determinantul minor care rămâne după ce tai linia și coloana asta. 1 minus 3, 2 minus 1. 1 minus 3, 2 minus 1. 1 minus 3, 1 minus 3, 2 și minus 1. Și plus? Următorul și... Următorul este 0. E 0. Deci... 0 ori... O, ce fericit sunt, că e 0 ori ceva. Și s-a dus. Și acela nu mai are niciun rost. Da, pe tot zero. Scriu așa, dar nu merită. Dar hai să vadă toată lumea. Ori minus 1 la puterea linii și coloană, adică 1 plus 3, nu?
1 + 3, da. Determinantul care rămâne după și tăiam... 1 - 3, 3 - 1. E foarte interesant și trebuie să remarc că dacă ar fi cât mai multe zerouri, ar scăpa de eștelați. N-aș mai muncei să fac determinantul ăsta. Da, da. Dacă și aici ar face, dacă aș fi avut baftă să-l luau de minus 1 ăsta, să fie 0, am fi avut doar prima parte. Am avut numai cu ăsta de făcut. Deci tare e chestia. Dar foarte tare este. Da. Și atunci, eu să mă întorc și să fac o manevră în care și aici să am 0. Pentru a-mi ușura munca și să schimb rezultatul egal cu... Adică de parcă le-aș lua pe astea două deoparte, ecuațiile astea, și aș reduce pe X. Le-aș aduna, da. Și ar avea, aș avea aici 0, nu? Da. Prima rămâne așa, și cu asta care rezultă din astea două, deci în locul celei de-a doua, în locul celei de-a doua, să fie rezultatul a ceea ce a însemnat manevra mea. Ok. Da. Ori fac așa, ori fac sus. Aș putea să mulțesc pe asta cu 2 și apare minus 2, nu? Și adun sus. Da. Că minus 2 și cu 2 cât face? Și face 0. 0. Pe mine mă interesează să am câte mai, cât mai multe zerouri. Pentru a-mi ușura munca. Ca să, exact, să-mi ușurez munca. Dar în loc să fac aici pe tablă, ui, eu de o parte ecuații și din chinuri așa, fac aici pe tabelul ăsta. Deci mulțesc pe asta cu 2 și o adun sus. Da. Și asta va fi modificat. Dar va apare, practic, în locul ei, 2xy-3z, una care e modificată. Da. Iau încă o dată, ca să mă înțelegi bine. Deci, da, să lucrăm. Imediat lucrăm. Dar vezi cum fac eu legătura ca să înțelegi de la nevoia de a avea cât mai multe zerouri ca să-mi ușurez munca, îmi vine acum în minte că ce-ar fi să pregătesc așa fel lucrurile, încât terenul, încât chiar și în situația asta dificilă, când n-am avut baftă să fie peste tot, cu excepția unui singur să fie 0. Dacă peste tot este 0, 0, 0, 0, atunci valoarea lui este 0. Deci valoarea unui determinant care are o coloană sau o linie 0 ori, este 0. Da? Deci este valoarea lui 0. Deci ori de câte ori vedem că avem un determinant care are o linie sau o coloană 0, valoarea sa e 0, pentru că ți-ai închipuit acum desfășurarea asta și 0 oriceva, 0 oriceva, 0 oriceva și nu are cum să fie. Bun. Da. Deci, eu acest sistem îl pot scrie echivalent. El deoparte, tu, ca să înțelegi bine, deci 2x plus y minus 3z egal cu 0. Și minus x, o pun pe minus x deasupra, că nu are importanță ordinea ecuațiilor. Da. Da? Minus x. Minus x plus 3y. Plus 3y. Plus z. Plus z. Egal cu 3. Egal cu 3. Și de desubt. Și de desubt, asta o las 2y. 2y minus z o las neschimbată. Egal cu 1. Bun. Și acum am să o mulțesc pe asta cu cine? Cu 2. Și o să adun asta. Cu 2. Și este echivalentă cu? Minus 2x. Minus 2x. Plus 6. Plus 6y. 6y, da. Plus 2z. Da. 2. Z egal cu 6. 6. Și... De resurs copiem... Nu, asta va fi modificată. Hai să copiem. 2x, hai să înțeleg. 2x plus... Y.
minus 30. Da. Egal cu 0. Egal cu 0. Și cealaltă să o las 2y. 2y. Minus z. Minus z. Egal cu 1. Egal cu 1. Și modificată poate să fie a doua, dacă aduc de prima la a doua. Da. Uite, dacă adun pe prima la a doua aici, X-ul. Se duce X-ul. Asta rămâne neschimbată. Că modificată este cea de a doua ca și rezultat. Da. Că, practic, acum eu vreau din astea două să reduc pe X și rămâne numai în Y, nu? Da. Și știi cum am făcut data trecută? Rămân mai Y și Z, le-am luat peste două, le-am lucrat, am găsit Y și Z, le-am dus și le-am dus pe unul la asta dinainte. Da. Deci am revenit. Uneva vreau să mă apropii de pașii pe care i-am parcurs când am rezolvat sistemul prin metoda reducerii. Da? Știi bine că am procedat așa. Deci, mă întorc. Sesizând că sunt fericit dacă am cât mai multe zerouri. Eu încerc acum să-mi fac rost de zerouri dacă ele nu există. Prin eliminarea? Prin eliminarea unei necunoscute, făcând legătura cu substituția. Da? Ca și cum aș elimina o necunoscută. Altfel spus, dacă eu aici pe loc, eu ți-am arătat asta ce înseamnă acum. Da, hai să o continuăm ca să vadă pe totul. Și am fi însemnat. Asta dispare. Deci, zicem, 2x cu minus 2 face 0. Prima o lăsăm neschimbată, da? Da. Dar prima e chiar asta cu minus x. Hai să o recunoaștem, că doar a fost înmulțit cu 2, e cum aș, ca și cum aș împărți pe 2. Da. Și vine minus x plus 3y plus z este egal cu 6. Egal cu 3. Egal cu 3, corect. Egal cu 3. Bine. Și asta de jos este acum 0 aici, nu? Da, bine. 0. 7y. 7y. Da. Și 2z minus, minus z. Minus z. Egal cu? Egal cu 6. 6. Și celălalt este 2y. 2y. Minus z. Minus z. Egal cu 1. Ce frumos ar fi. Deci asta este sistemul de înainte, dar a fost modificat datorită acestei manevre. Da? Da. El este echivalent cu cel înainte. Aceeași pereche de soluții se păstrează. Și ții minte că a fost 1, 1. 7 minus 1 fac 6. 2 scăzut 1 fac 1. Că X-ul și Y-ul și Z-ul era 1. Deci noi vrem să păstrăm, să facem legătura cu știm ce soluții. Că dacă am făcut manevră de acestea și am ieșit, una din ecuații este smintită, este stricată și nu mai verifică perechea, înseamnă că ceva nu e în regulă cu noi. Da. Întorcându-ne la manevra de aici, înseamnă că pe loc aici, eu trebuia să privesc la elementele astea de aici și să sesizez că există un număr de pe coloana asta care e divizorul tuturor. 1 ori 1 este în divizor al lui 2. Adică 2 se împarte la 1. Și luăm cu ăsta ca pivot. Ca pivot? Adică el e în centru atenției. Da. Deci unde eu vreau să obțin 0? Pe coloana asta, sus și jos. Aici mă interesează. Aici mi-am propus de ce? Că deja am un 0. Da. Și eu nu mai am decât o singură mișcare de făcut. Să-l obțin și în loc de 2, 0. Că atunci când voi desfășura după coloana asta, să am cu excepția unui singur element diferit de 0. Da. Deci, obiectivul meu este să am cât mai mult 0, să am, mă duc pe linia aceea sau pe coloana aceea, la noi coloana a fost, bine, mă puteam să duc și pe linia asta și să observ dacă am divizorul tuturor, încât să obțin pe coloana unde mi-am propus 0 ori, ca să vine ușor la desfășurarea aceea.
Ca să vină foarte rapid. Să nu mai muncesc. Să nu mai muncesc cu regulatorul. Eu acum mă preocup să dezvolt determinatul acela fără tehnica care o știai tu. Altă. Da? O altă metodă. Asta deșteaptă la care mă gândesc eu acum, s-ar putea să mă ajute să dezvolt și determinatul de ordin 4. Că nu numai de ordin 3 poți fi, și de 4 și de 5 determinații poți fi foarte mari. Și dacă pun la punct algoritmul ăsta de obținere, șmecheria asta, înseamnă că mă descurc la orice determinat, nu am nicio emoție. Da. Deci vezi că îmi formulez niște obiective foarte importante. Deci visul meu este să pot dezvolta determinat de orice ordine. Dar am plecat o chestie practică. Eu nu am plecat așa ca să ne facem treabă. Am văzut că asta ne folosește la dezvoltarea determinanților. Și merită să-mi acord atenția cuvenită pentru astfel de sisteme de acestea. Și știu să dezvolt determinat de orice ordine. Când ne ajută la rezolvarea sistemelor, nu? Liniar. Și uite triunghi de regulat. Și uite triunghi de regulat. Nu mă interesează deloc. S-a dus. Da? Deci asta este important acum. Văd o perspectivă foarte frumoasă. Da, da, da. Da? Interesantă. Și atunci canalizez efortul pentru a descoperi șmecherile astea. Eu tot timpul m-am întrebat, matematica asta nu înseamnă niște reguli date peste noapte de cineva. Matematica asta are un fir roșu. Ele lucrurile curg din unele din altele, așa ușor, pas cu pas. Ai văzut, chestia asta de a ajunge la sistemul acesta, că îi poate atașa matrice acum, care ar însemna cum ar fi aici? A, D de A cât ar fi acum? D de A fie egal cu determinantul. Hai să vedeți cât de frumos. Determinantul minus 1, 3, 1, 0, 7, minus 1, 2, minus 1, 0, 2, minus 1. 0, 2, minus 1. Și când ai dezvoltat pe prima așa, ești foarte, un determinant de ordine 2. Prima. În primul sau depinde acum cum vedem în desfășurare. Dacă îl luăm așa, atunci este chiar cu primul. Minus 1. Minus 1 ori minus 1 la întâia, nu știu ce, determinant care rămân ăsta de aici și gata. S-a terminat. Da? Deci totul este într-o legătură perfectă. Matematica nu sunt lucruri de astea abstracte, ci totul se vede de undeva. Și atunci n-am mai dorit să lucrăm cu tot luăm ecuații de o parte și de mulțim și facem. Reducerea aceea o facem în tablou acela direct. Da. Determinatul acela, că îl păstrează valoarea. Așa da, dragule. Mă întorc atunci. Deci, am privit aici minus 1 pivot. Toată linia pivotului e linie de lucru. Linie de lucru. Că ce am făcut eu cu ecuația asta? Minus x, 3y plus z egal cu 3. Am înmulțit-o cu 2 și am adunat-o la cealaltă. Da. Da? Deci cu 2, uite că am înmulțit-o cu 2 și am adunat-o la asta. Și pe asta am modificat-o. Acum asta o să fac. Înmulțesc această linie cu 2 și o adun la cea de sus. Dar de ce cu 2? Că vine minus 2 ori 1 minus 2 și cu 2 fac 0. Unde să obții 0? Cu 0 și pe da? Da? Deci, asta, eu mi-am fixat obiectivul pe coloană să obțin 0. Linia pivotului linii de lucru, adică este ecuația aceea care am avut-o din culisii minus x plus 3y plus z egal cu 3. Da? Da. Și pe ea o mulțesc cu 2 și o duc acolo cu gândul să reduc pe x. Da, să da? Forma să fie cu 0 aici. Da, ce am urmărit. Da. Exact. Deci asta pun așa și mulțim cu 2 și o adunăm sus. Și atunci, egal cu determinantul. Așa. Și egal acum. Deci, s-a modificat. Aici se voi pune, da? E 2 ori minus 1 minus 2 și cu 2 face 0. Da? 2 ori minus 1 minus 2. Minus 2. Și cu 2 face 0. 2 plus 2 e 0. 0. 2 ori 3
2 ori 3, 6. Și cu 1? Și cu 1, 7. 7. 2 ori 1, 2. 2 ori 1, 2. Și cu minus 3? 2 minus 3, minus 1. Minus 1. Minus 1. Ok. Asta care am avut-o din lucru copii, minus 1, 3, 1. Minus 1, 3, 1. Da. Minus 1, 3, 1. Asta care are 0, nu mai ating viezi. Mă bucur mult că ai deja 1, 2. 0, 2, minus 1. Da, minus 1. Și acum când dezvolt, e cam mai departe. Pe coloana asta unde am 0, zic 0 ori. 0 ori minus 1 la puterea. La puterea 1 plus 1. Exact. Ori determinantul care rezultă după asta. 3, 1, 2, minus 1. Deci 3, 1. 2, minus 1. Așa. Deci dacă îi tai din așa 3, 1, 2, minus 1. Hai. 3, 1, 2, minus 1. Și... plus, cum zice mai departe, dar plus fiindcă e minus 1, deci vine minus 1, e exact situația de sus. Minus 1 înmulțit cu minus 1 la puterea. Minus 1 înmulțit cu 1 plus 2. Așa. Deci minus 1 ori minus 1 la 1 plus 2 și va veni, tăiem linia asta și asta, pe 7 minus 1, 2 și minus 1. Da, dar și e modificat, e clar că termină 7 minus 1 și 2 minus 1. 7 minus 1 și 2 minus 1. Da. Și plus 0 ori, nu? Plus 0. Ori minus 1 la puterea. 1 plus 3. Da, 1 plus 3. 1 plus 3, ori determinatul care rezultă, minorul acela. Da, 7 minus 1, 3, 1. 7 minus 1, 7 minus 1, 3, 1. 1. Și calcul. Hai să terminăm și sus. Te-am să terminăm la valoare cât vine aici. Să terminăm rezultatul, să vedem ce număr ne dă. Sus. E 2 ori. 2 ori. Minus 1 la puterea a doua. E 1, e 2, da? Aici, da. Ori, determinantul. 3 ori minus 1, minus 3, minus 2. Minus 3, minus 2, egal cu minus 5, nu? Minus 3. Minus 3. Da, ori minus 2, minus 2, minus 3, 2. Minus 2, egal cu minus, minus 5. 5. Ori minus 5. Corect. Okay, deci am ajuns până aici. Apoi, minus 1. Ori minus 1 la 3 minus 1. Minus 1 ori minus 1 e 1. Plus 1. E plus 1 înmulțit cu determinantul. Minus 1 plus vine minus 3 ori minus 2. Minus 1 plus 6. Așa. Și vine minus 1 plus 6, 5. Ori 5. Ori 5. Și plus 0 care nu mai are. 0. 0 ce va face 0, da? Da, și va veni că e minus 10 plus 5. Minus 10 plus 5? Minus 5. E ca cu minus 5. Asta a fost în varianta desfășurării. Acum ai emoții mari. Dacă nu îi dă tot minus 5, să știi că e o mare trăznaie. Te zindea minus 5, că da. Indiferent cum am făcut-o, am făcut noi mișcările astea, am zis că e echivalent, valoarea trebuie să fie aceeași. Rezultatul trebuie să fie la... Neapărat. De ceva? Zero ori ceva? Zero. Zero. Plus zero ori ceva. Zero ori ceva face zero. Și aici se zindea. Din asta. Acolo e toată treaba. Corect. Și vine ce? Minus 1 ori minus 1. E 1 plus 2 fac 3. Da. 1 la 3, minus 1 la 3 e minus 1. Așa. Minus 1 ori minus 1 dă 1. 1. Și vine doar determinantul ăsta. Așa. Și vine 7 minus 7 plus 2. 2. Și vine minus 5. Minus 5. Minus 5. Foarte tare. Foarte tare. Și
Și am ajuns să ne trezim. Deci am ajuns să constatăm că, dat fiind un determinant, da, putem să ajungem la altul mai șmecher, mai rapid, care să aibă zerori cât mai multe, cu excepția unuia, da, pentru că prin înmulțirea unei linii cu un număr și adunată la o altă linie, valoarea lui nu se schimbă. Deci prin înmulțirea unei linii cu un număr. Linie de lucru asta. Da? Deci pune acolo linie de lucru, da? Da. O primă observație pe care merită să o reținem. Observații, da? Proprietăți, hai să zicem. Proprietățile determinanților. Unu. Dacă o linie sau o coloană este zerori, numai zerori, dacă o linie sau o coloană este numai zerori, atunci valoarea determinantului este zero. Deci dacă o linie sau o coloană este numai zerori, atunci valoarea determinantului este zero. Deci dacă o linie sau o coloană e numai zerori, n-are nimic numai zerori, valoarea asta e zero. Da, sunt sigur că... Și păi de-ai văzut, deci când desfășoare, zero ceva, nu? Și deci este... Da, zero. De ce? Dacă se întâmplă cu undeva și vezi un determinant care are o linie... Zero. O linie sau o coloană numai zerori, valoarea asta este zero. Da. Și coloana. Deci, am înșeles coloana. Dar tot atâmpinea era și linia. Da. Și după linie pot dezvolta. Cum am dezvoltat după o coloană, cum am făcut-o noi, a fost dezvoltarea după prima coloană. Dar puteam și după linii. 2, 1, minus 3. 2 ori, tai linia și coloana, rămâne minor. Da, da. Cu minus 1 la puterea aceea, tot aceeași poveste. Deci, eu ce am făcut, a fost modelul pe cine? Pe coloană. Coloană. Dar tot atât de bine să faci și pe linie. Tot timpul trebuie să avem și pe linie și pe coloană. Dovadă. Ca să te conving, luăm același determinant, ăsta de aici, și îl lucrăm cu gândul după o linie să facem treaba asta. Da? Să vedem dacă ne dă tot minus 5. Da? Deci mă interesează să-mi dea tot minus 5. Dar atunci ce treaba bună? Dacă nu înseamnă că am vorbit aiurea. Da. Deci, o să plec de la determinantul următor. Det de A egal cu determinantul lui 2, 1, minus 3. 1, minus 1, pardon, minus 1, 3, 1. Da. Și 0, 2, minus 1. 0, 2, minus 1. Și acum am propus să dezvolt după linia a treia. Ultima linie. Dar știi de ce? Că am deja un zero. Și mă ajută? Și mă ajută în perspectiva ceea ce vreau să fac. Da. Deci ar fi egal mai departe. Deci așa vreau să dezvolt, da? După linia.